Domnule Stroie, înțelegem că avem deja un nume, ce e drept pe surse de această dată pentru Ministerul Cercetării, în persoana domnului Marcel Boloș, fost ministru al fondurilor europene. Confirmați această informație? Ia PNL în calcul acest nume? Nu vă pot confirma în mod oficial, dar nu e luată o decizie. Dar e în pe acest... lista de potențial... Lista, să știți că este mare, poate chiar mai mare decât se speculează prin presă. Sunt oameni pregătiți în momentul de față în PNL care se poate să ocupe cu ministrul al Ministerului Digitalizării și Cercetării. Nominal nu vă face nimic niciun fel de lucru. Am văzut, de exemplu, mai devreme domnul Robert Siviar Tău, că tot la dânsul ajungem, într-o declarație spunea că a fost curtat, să spun așa, pentru postul de ministru al cercetării, însă a refuzat. Nu știm exact. Nu cunosc exprimarea domnului ce înseamnă. Curtat. S-a propus, s-a propus acest post, dar a refuzat. Aveți idee de acest lucru? Nu cunosc această situație. La fel vă spun sincer că nu cunosc ca președintele sau conducere sau cine susține domnul Siviar Tău. I-a propus această funcție să facă acest gest în raport cu colegii mei în momentul de față. Într-adevăr, se analizează niște dosare, mapă profesională, un CV, sunt lucruri care contează enorm de mult. La fel, opinia primului ministru contează foarte mult în această situație și se va decide, dar așa să fie ofertat un alt. Președintele PNL, Florin Cățu, spunea că de preferat ar fi o femeie pentru acest post. Nu de preferat, ci s-ar gândi la o femeie. E nevoie de femei și din punctul meu de vedere în zona executivă, în zona guvernamentală și politică, să știți. Mai ales că în guvern avem doar una singură, păcate, și de la PSD. Din păcate, foarte puține femei în România se găsesc în zona palierului decizional. Foarte puține femei sunt în zona înaltă de decizie politică în România și acest lucru se vede. Eu apreciez în mod deosebit activitatea femeilor. Sunt un parlamentar care a avut destul de activitate în afară, în plan extern, și acolo femeile responsabilitarilor politică este semnificativă și extrem de importantă. Pe undeva de multe ori sunt mult mai raționale, mult mai muncitoare, mult mai așezate, poate noi bărbații sunt destul de înfierbântați și lucrul acesta se vede. În România, în general, este nevoie de o prezență mult mai puternică a femeilor în politică, în guvern, în partide, peste tot. Și uite, așa a apărut și numele doamnei Monica Aniție pe lista de potențial ministru pentru cercetare. La fel cum nu v-am confirmat. Dar când vom afla? Cred că acum 18 se termină interimatul. Nu este o decizie pe care o vom întârzi. Cu siguranță ea va veni destul de repede, poate chiar săptămâna viitoare, de ce? Pentru că, la fel cum spunea și dumneavoastră, interimatul domnului Virgil Popescu va expira în curând și, în mod evident, trebuie să avem pe cineva acolo, un ministru prim, care să dea drum. E un domeniu extrem de important, digitalizarea ocupă foarte mare parte a agendei exercițiului bugetar european 2021-2027, iar România la acest capitol, din păcate, este în urmă și de nevoie pași și avizi, cum